Fac parte dintr-o, cum să zic, o nouă generație de jurnaliști care lucrează la Adevărul. Bun, mai sunt și alții care nu lucrează la Adevărul. Sunt foarte tineri, foarte talentați și multifuncționali. Acest film este realizat de ei împreună cu Mihai Mincan. De ce sunt multifuncțional? Pentru că fac de toate. Fac și presă scrisă, și video, și tot ce mai e nevoie, și de multe ori combină această formulă, așa cum se întâmplă astăzi în lumea în care presa tipărită de odinioară nu mai e ce a fost. În schimb, diversele variante online, electronice sau cum vrem să le mai spunem, se dezvoltă. Filmul se numește Bondoc, a pornit de la un reportaj scris, de la un text scris, și a devenit un film. Vă invit să-l priviți cu înțelegere și răbdare. Pentru că senzația mea când l-am văzut a fost asta. E un film făcut cu înțelegere și răbdare. Calități care s-ar părea că se rarefiază în zilele noastre și în societatea noastră tot mai grăbită și mai zgomotoasă și așa mai departe, nu mai spun și alte adjective. Tinerii mei colegi s-au apropiat de un personaj, l-au urmărit, l-au observat, camera l-a însoțit în activitățile sale care nu sunt spectaculoase. Nu vă așteptați la tensiune foarte aparentă. Tensiunea e interioară, e subtilă. Și tocmai asta face filmul interesant. La urma urmei, personajul respectiv seamănă cu foarte mulți oameni din lumea reală. Și asta mi se pare mie că este meritul filmului. Acesta mi se pare a fi. Ne pune pe gânduri. Ne obligă să observăm în imaginile filmate personaje pe lângă care în viața de toate zilele trecem nepăsători. Și mai ales filmul ne obligă să ne punem întrebări despre o viață de om, așa cum a fost ea. În cazul de față e viața lui Bondoc, bătrânețea, amintirile lui, ce-a făcut, ce-ar fi putut să facă de-a lungul vieții. Toate astea sunt lucruri extrem de firești și de omenești. Îi felicit pe colegii mei pentru că au avut răbdarea și înțelegerea să urmărească atent și subtil acest personaj și îi rog să ne spună și ei ceva, cu cine să începem. Să începem cu Mihai, pentru că el e omul care l-a descoperit pe personajul principal al filmului din țara asta. O să rog să ne spună cum a fost prima întâlnire cu Dan Vladimir Bondoc, un șahist de 78 de ani la momentul acela. Da, păi era așa, după amiază călduroasă de primăvară și am mers la un turneu de șah pentru veterani. Acolo nu se întâmpla mare lucru, erau niște bătrâni care jucau șah, însă mi-a atras atenția în mod deosebit unul dintre ei, care se mai oprea în timpul partidelor și spunea în gura mare că se teme foarte tare de moarte. Și, dincolo de chestiunea asta, m-a fascinat felul în care se comporta. Ne-am întâlnit ulterior cu el, am făcut un articol de presă care a avut un oarecare succes și mi s-a părut, cumva, am rămas cu senzația că nu făcusem totul, că nu epuizasem acest personaj, pentru că era foarte expresiv, avea foarte multe povești pe care nu le puteam prinde în totalitate, într-un text, și atunci ne-am hotărât să-l filmăm. A fost cumva o joacă între prieteni, un film făcut cu buget foarte mic, făcut în timpul nostru liber. Până la urmă a fost un personaj care ne-a fascinat și cam asta e tot ce se poate spune. Plecați cu finalul filmului acasă sau să... Vom vedea pe parcurs, nu știu cum să facem. Vreau să mai spun că ieri ați văzut un foarte interesant documentar despre o problemă care vizează pe niște oameni, e vorba de lipsa medicamentelor. Astăzi e un film care ne privește pe toți, sau sperăm că pe toți, e vorba de bătrânețe. Deși suntem departe de momentul ăsta, ne-am gândit mult la asta și
cred că e important să ne gândim și să încercăm să înțelegem personajul ăsta, pentru că nu e doar un film despre un șahist, este un film despre o dramele pe care le trăiesc milioane de oameni de lângă noi. Veți vedea filmul și cred că veți înțelege, sunt sigur că veți înțelege. Familia se diversă, vulca și cală. Temul ăsta materialul ăsta de mărmul costă, un mărmul costă. Uite ăsta, eu are sunt două morminte aici, nu? Hai de mine, că să morminte ăsta de rău. Tănase. Hai să ne vedem.